They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 A fost plin de poliție noaptea trecută la Constanța. Filtrele rutiere s-au organizat în zonele cele mai intens circulate din oraș, dar și pe drumurile județene. Au ca obiectiv identificarea persoanelor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante. La acțiune participă lucrători de poliție rutieră și reprezentanții ai Agenției Naționale Antidrog. Vor fi folosite atât aparatul Dragger pentru testarea alcoolemiei, cât și aparatul Dragger pentru testarea substanțelor stupefiante. Recent, autoritățile constanțene au achiziționat un aparat de ultimă generație care depistează substanțele stupefiante din saliva umană, iar polițiștii de la rutieră, în colaborare cu lucrătorii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, l-au testat pe șoferi. Persoana testată introduce această parte în cavitatea bucală și se ține timp de 3-4-5 minute până când partea inferioară a filtrului se colorează de culoare albastru, ca să spunem așa. Apoi se introduce în această fereastră și se acționează butonul de start, apoi începe procesarea automată a datelor. Detectează în salivă droguri cum ar fi cocaina, opioidele, benzodiazepina, tetrahidrocanabinolul, amfetaminele și metamfetaminele. Pentru câteva minute încercați să luați din toată suprafața cavității bucale probe de salivă, fără să sugeți, fără să mușcați, da? Așa. Rezultatul testului a fost invalid pentru cocaină, opioide, amfetamină, metamfetamină și pentru THC a fost negativ. Tânărul din imagine a trecut testul pentru determinarea stupefiantelor, însă l-a picat pe cel de alcoolemie. Cu o valoare de 0,44 mg litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul a rămas fără permis și s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Până la primele ore ale dimineții, polițiștii au ridicat zeci de permise auto, iar cea mai mare valoare înregistrată la etilotest a fost de aproape 1 la 1000. Centrul Constanței a fost zona cu cele mai multe probleme. De la șoferi fără permis de conducere și șoferițe băute până la scandaluri în plină stradă, polițiștii au avut parte de o noapte plină de evenimente. Bă, termină-te, mă, știu, cu camera. Se pare amuzant că filmezi, mă, mâncați așa. Alo? Se pare amuzant? Dacă nu vreau să fiți bine, mă, mai filmat. Pasagerii sunt buni. Ați ușor lumea asta? Un pasager pe care nu o sancționa, la legea 61. Bun. Just pe răscenă. Întoarce, mă, camera aia, n-auzi? Bă, vă spart camera, culași. Vă spart camera. Mă, mea, nu, pe ce filmezi? Întoarce, mă, camera. Bă, lache! Dar nu mai filma mai sulagiule, nu mai filmați, mă! Întoarce, mă, camerele alea! O nouă acțiune de acest gen a poliției rutiere este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică.